Cum te numești, Michael Jackson? Mă numesc Bogdan Ioan, am 28 de ani și vin din Constanța. N-am crezut vreodată că o să mi se întâmple acest lucru. N-am crezut că o să se nască vreodată un om care să cânte așa. Știi, toată lumea aceea, pe Michael Jackson nimeni nu-l egalează, nimeni nu o să cânte ca el. Ai cântat foarte bine, ai cântat ca el, ai cântat impecabil. Fă-mă fericită și vină în echipa mea. Mulțumesc mult pentru cuvintele tale. Ai de cap. Pe mine mai lăsați-mă un pic, eu nu-mi revin, nu am auzit. Le-ai lăsat fără cuvinte, tu vezi? Eu n-am auzit niciodată. Și eu am rămas fără cuvinte, adică... N-am auzit niciodată pe cineva să cânte așa Michael Jackson. Realmente, așa. Uite, am auzit multe. Eu am fost un puști teribilist. Și când am crescut într-un liceu unde... Dacă nu erai rocker și dacă nu-ți plăcea Judas Priest și așa, erai cam nașpa. Și ca să mă integrez, spuneam, bă, nu îmi place Michael Jackson, dar mie, cumva, mă convingeam că nu trebuie să-mi placă. Acum, vis-a-vis de ce ai făcut tu în seara asta, cred că sunt singurul de aici, dintre jurații de aici, care a fost în 92 la concertul lui Michael Jackson. Eu în 92 eram în... Dar eu am fost pe stadionul ăla și am văzut... Ce nu mi-a venit în viața vieților mele să văd, pentru că era primul concert mare în România. Adică gândește-te cum eram în 90, veneau minerii, ne băteau după aia, dar și-a apărut Michael Jackson. Și a venit Michael Jackson și la un moment dat a plecat cu autopropulsorul. Bă, și eu care eram ăla teribilistul și rockerul și Judas Priest, bă, plângeam. Deci plângeam cum Michael Jackson plecase cu ăla, cine a fost pe stadion acolo, a înțeles că în viața noastră amărâtă de oameni după comunism, s-a deschis deodată un moment